fie membri ai Bisericii Adventiste, fie pentru ca să avem așa o asigurare că mântuirea noastră este pe mâini bune. De exemplu, păzirea sabatului este un lucru important sau mai puțin important? Foarte important. Lucru foarte important, dar în Biserica Adventistă, dacă nu păzești sabatul, ești exclus, dacă ești membru sau ești primit. Deci este un lucru de bază. Nu poți să fii adventist fără să păzești sabatul. Da? Sau, spre exemplu, să fumezi o țigară. Am fumat. Este un lucru important sau nu? E important, da? Iarăși, dacă mai ai încă dependența aceasta de tutun sau de alcool sau ceva, o dependență din asta care te face să nu fii un prea bine văzut de către ceilalți, nu merge. Poți să fii exclus sau să nu fii important. Dar, ce mă trebuie lucru? Să spui mulțumesc cuiva. Pentru un serviciu care ți l-a făcut. Sau pentru o favoare care ți-a oferit. E important sau nu? Pentru credință e important? Da? Da, puțin. E vreunul dintre noastre care atunci când ați venit în Biserica Adventistă, vi s-a spus la pregătirea pentru botez și apoi după aceea când ați fost examinați pentru botez, vi s-a pus în vedere să spuneți mulțumesc, că dacă nu, știți ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Nu. Ca atare, vedeți, există lucruri care sunt atât de simple și pentru că sunt prea simple, considerăm că sunt lipsite de importanță. Dar vreau să vă spun că în Biblie am găsit un pasaj pe care l-am citit nu de mult, care îl știți foarte bine și care spune că fără cuvântul acesta mulțumesc, ar putea să nu fiți mântuiți. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut din Samaria în Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Când a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvit pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Cum și-a manifestat omul acesta credință? Spunând mulțumesc. Deci cuvântul acesta mulțumesc, Iisus se leagă de credință. Iar credința este legată de mântuirea noastră. Așa că a cultiva un spirit de mulțumire sau de recunoștință față de Dumnezeu sau față de oameni, face parte din mersul nostru, din drumul nostru către mântuire. Există o serie întreagă de efecte pozitive pe care mulțumirea le are asupra noastră. În primul rând, când ești învățat să spui mulțumesc, dai o lovitură puternică mândriei, a orgoliului. Un om orgolios sau un om mândru consideră că tot ce are, tot ceea ce deține, sunt lucruri pe care le-a realizat el însuși. Și ca atare, datorită mândriei, nu mai simți nevoia să spui mulțumesc sau să fii recunoscător. În momentul în care te înveți să fii recunoscător, în momentul în care te înveți să mulțumești, te înveți la un moment dat să accepți că ai depins de altcineva, că altcineva te-a ajutat sau altcineva ți-a oferit la un moment dat o anumită favoare, în momentul acela, mândria și orgolul personal primește o lovitură puternică. Sau, știți că oamenii care știu să mulțumească mult sunt și cei mai puțin afectați de critică sau de bârfă? Un om care bârfește mult, un om care este învățat să critique mult, este un om care spune foarte rar sau foarte puțin mulțumesc. Este un om care cultivă foarte puțin spiritul acesta de recunoștință. Așa că dacă știi să folosești cuvântul acesta și îl folosești din plin, bârfa și critica se poate îndepărta destul de, poate păsta destul de departe de tine. Sau, mulțumirea te face să fii atent la lucruri sau la amănunte pe care niciodată nu le-ai observat. De exemplu, de ce trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pâine și pentru apă fiecare zi? E important? Deci pâinea noastră, cea de toate zilele noastre.
Când faci lucrul acesta și când te mulțumești lui Dumnezeu pentru pâinea pe care ți-o dă, atunci ești atent la un detaliu care ar putea să scape. De fapt, pâinea ai cumpărat-o de la bucărie, cu banii pe care ai cu buzunar, bani pe care le-ai câștigat și Dumnezeu nu a avut nicio implicare în lucrul acesta, nu? Deci unde e Dumnezeu în toată treaba asta, în circuitul acesta al pâinii? Unde? Puterea de a lucra. Deci Dumnezeu este acela care ți-a dat viață, ți-a dat cel mai important lucru, da? Dumnezeu este acela care ți-a dat sănătate, ți-a dat putere și ți-a oferit la un moment dat ocazia să găsești un loc de muncă. Și datorită lui Dumnezeu, de ce este cauza primară pentru tot ceea ce ești tu, pentru tot ceea ce faci tu, și în felul acesta tu poți să ai o bucată de pâine. Și atunci când mulțumești lui Dumnezeu pentru pâinea aceea, înseamnă că tu ești atent la detaliul acesta care poate scăpa multora din vedere. Sau când te uiți pe cer și vezi stelele, în nopțile senine, mai puține aia, te gândești la Dumnezeu și mulțumești, Doamne, mulțumesc că ai pus stelele pe cer. Vă interesează lucrul acesta? Merită să-i spun Dumnezeu mulțumesc pentru aceea? Deci un om care cultivă mulțumire este un om care este atent la asemenea lucruri, care nu scapă din vedere așa ceva. Unul dintre cei mai mari scriitori și poeți de limba engleză, Kipling, care a scris celebra carte a Jungle, cunoscută astăzi și de copii și de adulți. N-a scris numai cartea Jungle, a scris foarte multe poezii, romane, este unul dintre cei mai mari scriitori englezi. Este un fel de, în același timp, imaginați-vă și Mihai Eminescu și Liviu Rebreanu, pentru și Ion Creangă. Deci, pentru literatura englezească. Și pentru copii, și pentru adulți, și proză, și poezie. Este, a fost unul dintre cei mai mari scriitori. Și în același timp, a profitat de faptul că în perioada lui, oamenii au pus preț pe scrierile sale. Și a câștigat foarte mulți bani. Cărțile lui s-au vândut în secolul al XIX-lea cu sume fabuloase. Atât de mari, încât odată când era într-o vizită în America, un ziarist i-a luat un interviu și i-a spus, uite, am auzit, și nu știu dacă tu și dumneavoastră știți, domnule Kipling, că dacă s-ar face socoteala cât valorează cuvintele dumneavoastră, să știți că ar valora fiecare cuvânt pe care l-a scris cam $100. Cam atâția bani s-au strâns dacă adunați toate cuvintele de pe urma cărților dumneavoastră. Și dumneavoastră și alții. Deci, vă dați seama, sunteți cel mai prețios, sunteți cel mai, poate, scriitorul care, atunci când spuneți, când scrieți pe hârtie un cuvânt, vă gândiți că acel cuvânt valorează $100. Așa că aș vrea să vă cer un lucru. Spuneți-mi un cuvânt acum și vă dau $100. Și el a spus $100 și el a zis, spuneți-mi un cuvânt să valoreze $100. A luat un buzunar și a spus, mulțumesc. Deci un cuvânt care valora $100. Acum, dacă citiți această întâmplare, să știți că acel cuvânt mulțumesc pentru lecrosul acela n-a valorat doar $100. A valorat acea declarație pe care Dumnezeu i-a pe care Hristos a dat-o, credința ta te-a mântuit. Vreau să vă sensibilizez în legătură cu aceasta, pentru că suntem la un moment de bilanț, pentru că aș vrea să mulțumesc tuturor acelora care, într-o formă sau alta, s-au implicat în activitatea acestei biserici, care a făcut să avem astăzi cam 14 pagini de activități în comunitatea noastră. Și vreau să nu uitați lucrul acesta, să transmiteți mai departe aceste mulțumiri celor care v-au ajutat pentru activitățile acestea, celor care v-au susținut în familie dumneavoastră. Și ori de câte ori aveți ocazie, ori de câte ori vi se oferă prilejul, găsiți o modalitate de a spune și de a oferi cuiva acest cuvânt magic. Mulțumesc! Dumnezeu să ne ajute să folosim mulțumirea, să folosim recunoștința ca elemente de bază pentru credința noastră.